Bună, Gemeni, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este citirea ta pentru următoarea perioadă, în care vom încerca să desprindem energiile tale și ale persoanei la care tu te gândești, la persoana sau ale persoanei pe care tu o ai cel mai mult în gândurile tale în această perioadă, ok? Și hai să vedem ce fel de conexiune împărtășești tu cu această persoană, ce fel de conexiune împărtășești tu cu această persoană. Și iarăși, pentru că nu am spus chiar de la început, intențiile setate încă dinainte de citirea ta, atunci când încep o citire, încerc să îmi spun o anumită rugăciune și pentru tine intențiile au fost ca aceste mesaje să fie spre binele tău cel mai înalt, în același timp să te ajute să te aliniezi cu cea mai înaltă voință divină pentru tine. Mesaje care să îți aducă claritate, confirmare, vindecare, înțelepciune, înțelegere. Acele mesaje care te vor împuternici. Și hai să vedem ce fel de conexiune împărtășești tu cu această persoană. Finanțe și carieră poate fi o legătură la locul de muncă, să știi. Dar de asemenea, chestiunile financiare reprezintă un factor în viața ta amoroasă în acest moment. Da, finanțe și carieră. Da, poate fi o legătură la muncă sau faptul că tu ești cufundat foarte mult cu sau în finanțele, în cariera ta, ești foarte mult preocupat de acest aspect. Și văd și reconciliere în energia care vine de la baza pachetului, cumva energia asta vine înspre voi. Reconciliere, cineva din trecutul tău se întoarce în viața ta. Frumos, frumos acest lucru. Acum nu știu dacă îți dorești acest aspect. E o persoană pentru care tu ai sentimente romantice, pentru că, uite, tot am exprimat acea îndoială a mea, precum că nu știu dacă îți dorești acest lucru, dar e o persoană pentru care tu ai sentimente romantice și cred că este ceva reciproc aici. Ok, hai să văd cine ești tu în această legătură cu această persoană la care tu te gândești. Cine ești tu? 9 de cupe, împlinire de dorințe. Ești o persoană împlinită, ești o persoană mulțumită cu ceea ce tu ai, cu ceea ce tu ești, mai degrabă spus. Da, 9 de cupe vine cu împlinire, ești o persoană și puternică, foarte hotărâtă, aș spune eu, în același timp și compasională. Știi să dai dovadă de compasiune cu această carte, puterea, o forță. Cine este această persoană? Cine este această persoană în această conexiune, în această legătură? 4 de cupe. O persoană care dă dovadă de foarte multă apatie, de nemulțumire, parcă 4 de cupe este denumit de asemenea și cardul acela al oportunităților ratate. Deci tu reprezinți o oportunitate pentru această persoană, dar faptul că trecutul acestei persoane o macină sau îl macină, această persoană chiar are posibilitatea asta de a arata această șansă cu tine și de a arata acest nou început cu tine. Ceva din trecut, ceva nu a funcționat și vorbesc nu neapărat de trecutul vostru împreună, cât trecutul acestei persoane în mod personal, în mod separat. Ok, hai să vedem situația dintre tine și această persoană. Care,
cărțile au venit. De fapt, una am să o iau pe aceasta mai hotărâtă, mi-a căzut așa în poală. Avem acest termen de ruminare, de reamintire, de reîntoarcere iarăși la lucrurile din trecut și gânduri. Te gândești foarte mult la această persoană, fiind în situația dintre tine și această persoană, și această persoană face acest lucru. Poate fi o legătură de flăcări gemene, deși eu nu rezonez atât de mult cu acest concept, dar știu că există. Știu că există. O legătură de flăcări gemene în care există acel fenomen de runner-chaser, de cel care fuge de celălalt și cel care aleargă după celălalt. Și asta pentru că unul, cel care aleargă, cel care fuge de celălalt, nu este suficient de matur și nu și-a învățat suficient lecțiile în același timp, nu este la același nivel de evoluție spirituală. Nu recomand să aștepți o astfel de persoană, pentru că lumea e plină de oameni și nu recomand să aștepți o viață pentru o astfel de persoană care nu este hotărâtă, care nu știe ce vrea, care poate a fost prea încercată în trecut și acum nu mai are încredere. Nu știu, e în latitudinea sau la latitudinea sa să se vindece din punct de vedere emoțional și să depășească momentele neplăcute din trecut. Și nu ține de tine să vindeci această persoană, asta vreau să spun. Hai să vedem tarotul, ce vrea să ne spună tarotul despre tine, energia ta și în oglindă cu energia acestei persoane la care tu te gândești. E clar, o legătură puternică dacă tu te gândești foarte insistent la această persoană și asta înseamnă că și cealaltă persoană se gândește la tine. Fiecare având lecțiile personale de învățat în conexiune, dar se gândește la tine. Gemeni. Prințul de bâte. Acest prinț sau cavaler de bâte este cavalerul foarte aventuros. Cavalerul care sau căruia îi place aventura, cavalerul care se avântă în necunoscut pentru că vede ceva sclipicios acolo, ceva care îi trezește interesul. E posibil ca uneori să nu fie foarte matur și să fie când cald, când rece, e în funcție de cum îi este stârnită pasiunea acestui cavaler, nu este la același nivel de maturitate precum regele de bâte, scuze. Nebunul și doi de bâte. Cineva a prins așa, nu știu dacă ești tu sau cealaltă persoană, se poate să ai de-a face cu un semn de foc foarte subliniat aici, berbec sau leu sau săgetător. Hai să vedem. Faetonul, magicianul, energia ta, trei de cupe, asul de monede, împărăteasa, regele de cupe, judecata, împăratul și avem împăratul și împărăteasa deja pe masă, hierofantul. E ceva serios aici. E ceva serios. Chiar dacă pornește totul cu o aventură, având acest hierofant, ne poate,
te duce cu gândul la faptul că poate exista aici, în viitorul vostru, o căsnicie. Da, hierofantul poate vorbi și despre un consilier, despre un preot, despre o instituție, despre valori tradiționale în același timp în viitorul vostru, dar poate vorbi foarte bine despre un angajament serios între tine și această persoană în viitorul vostru. Faetonul vine cu... determinare. Determinare pentru a avea succes. Și tu ai și 9 de cupe aici, care vine cu o dorință împlinită în cine ești tu în această conexiune. De ce faetonul în gândurile tale? De ce faetonul în gândurile tale? Hai să vedem. 3 de bâte. Îți dorești expansiunea aici? O secundă. Nu. Pentru că văd și acest 10 de spade și 2 de spade. Uite, ți-l arăt și ție. Ți le arăt și ție la baza pachetului. Cu 3 de bâte aici și faetonul. Cred că tu te gândești foarte serios să te detașezi din această conexiune, să pleci. Ți-a fost de ajuns cât ai văzut. Această energie apatică a acestei persoane te-a... te-a drenat așa, te-a vlăguit și pe tine de energia ta cea mai bună și parcă nu mai vrei, simt că nu mai vrei. Totuși, în mintea acestei persoane, poți să te gândești de asemenea să, nu știu, să vrei să călătorești undeva anume, dar în mintea acestei persoane văd asul de monede. Această persoană se gândește la această ofertă pe care își dorește să ți-o ofere sau se gândește la oferta pe care tu i-ai făcut-o acestei persoane. De ce asul de monede? 10 de monede. Vede potențial aici între tine și dânsa, dânsul. Vede potențial pentru că asul de monede vine cu acea monedă uriașă care poate să crească tocmai la acest 10 de monede, care vorbește despre angajament serios, despre abundență iarăși, despre, nu știu, o oportunitate care îi aduce entuziasm, dar nu știu de ce e în această energie a patrului de bâte. Nu știu de ce. Hai să întreb. Pentru că sunt un pic curioasă. De ce această persoană este în energia acestui 4 de bâte? 8 de monede. Poate este foarte preocupată de munca sa și 7 de spade. Dar este într-un mod... nu știu, poate are un hobby ceva anume. Cu acest 4 de cupe ceva îi reține atenția. Și nu oferă toată energia necesară a acestei conexiuni să înflorească. Alchimistul sau magicianul este în sentimentele tale, este chiar energia ta sau poate fi și energie de fecioară. Magicianul îmi spune că tu ai toate resursele și ușor manipulezi aici. Nu văd o manipulare foarte din aceea negativă, dar din punct de vedere intuitiv, tu știi că poți manifesta această conexiune. Tu știi că această persoană reprezintă cineva, da, o dorință împlinită, uite, 9 de cupe din nou aici. De ce magicianul și marea preoteasă în sentimentele tale? Nu știu, îți dorești să te retragi. Poate te-ai simțit rănit pentru faptul că această persoană nu a fost atât de deschisă cu tine. Eremitul, energie de fecioară iarăși și regina de monede. Mm-mm-mm.
Da, poate te-ai simțit rănit pentru acest lucru, pentru faptul că această persoană a fost mai retrasă. În același timp, cred că și tu te vei retrage. Dar știi cum? Simt așa o energie că te vei retrage, dar în același timp, așa cu un ochi, vei fi în spate să vezi acea persoană vine după tine. Așa simt aici, pentru că avem și magicianul și magicianul e o energie așa și ușor de manipulare. De multe ori chiar mai mult de manipulare. În cazul acesta nu o simt astfel. Simt dorința ta de a aduce în concret această legătura voastră, de a păși în ceva mai frumos, în ceva mai înalt, să spun așa. Împărăteasa este în sentimentele sale față de tine. Împărăteasa vine cu energia feminină divină. Poți să fii tu această împărăteasă și ești în sentimentele sale. Deci e o persoană care simte pentru tine. Dar de ce împărăteasa mai întâi și după aceea mai vorbim puțin tel despre aceste cărți și puterea. E o persoană aici care te are în suflet. Chiar te are în suflet. Și simte foarte mult pentru tine, dar în același timp e posibil cu această carte puterea să să își înfrâneze din dorința aceasta de a veni înspre tine și tu asta vrei să depășiți cu acest magician. Văd succes aici și văd posibilitatea de a avea un nou început plin cu pasiune, dar ceva o reține pe această persoană. Și e ceva subtil aici, pentru că mă uit din nou la acest discontent and boredom. Da. Trei de cupe este în acțiunile tale, vei aduce bucurie. Îți vei dori poate să vă întâlniți în acțiunile tale, tu asta vei arăta. De ce trei de cupe? Nouă de bâte, pentru că nu îți dorești să renunți, de fapt. Deși tu în gândurile tale poate te-ai săturat și poate îți spui gata, nu mai pot, nu mai vreau așa. De ce e incorrect ca eu să fac lucrurile și mai mult decât această persoană în direcția ei și ea față de mine prea puțin. Cumva așa simt lucrurile aici. Totuși, în acțiunile sale va arăta acest rege de cupe. Regele de cupe simte în profunzime și simte mult pentru tine. De ce regele de cupe? Nouă de bâte din nou. Și această persoană își dorește cu tine. Regele de cupe, într-adevăr, este și un poker face, nu își arată sentimentele. Pe fața sa nu vei citi sentimentele sale, deși este capabil să simtă lucrurile în profunzime, repet. Dar avem aici nouă de bâte, care îmi spune că acest nouă de bâte mai este denumit și războinicul rănit. Cu această regină de monede, poate fi un semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn. Nu știu, vrea să dea o șansă acestei conexiuni și cred că o va și face, nu doar că vrea. Judecata este în surpriza din partea divinității. Cred că vei avea anumite realizări despre această persoană. Ok. De ce judecata aici? De ce judecata? Patru de cupe. Și doi de bâte. Te vei afla la o răscruce de drumuri. Judecata mai poate vorbi și despre acea energie de reconciliere, dar mai vreau o carte pe acest card, judecata și patru de cupe. De ce patru de cupe și judecata în surpriza din partea divinității? Patru de bute. Veți sărbători împreună.
Veți sărbători împreună și din nou această carte a flăcărilor gemene. Veți conștientiza de fapt cât de mult însemnați unul pentru celălalt și în surpriza din partea divinității. Ok. De ce împăratul în blocajul dintre tine și această persoană? Împăratul poate fi și un personaj foarte încăpățânat. Împăratul mai poate reprezenta și zodia Taur. Taurul este recunoscut pentru încăpățânarea și uneori rigiditatea sa. Cavalerul de bâte și cinci de bâte. Cineva parcă, îmi vine termenul acela din engleză, doesn't want to give in, expresia de fapt. Nu vrea să facă compromis. O persoană mai rigidă aici și posibil să fie chiar această persoană. Sau tu. Și văd și cavalerul de bâte și cinci de bâte. Nu își dorește doar o aventură de la această legătură a voastră. Își dorește ceva foarte serios, pentru că avem și 10 de monede aici. Ok, și văd că ceva serios se va întâmpla aici. Nu vorbesc neapărat despre căsnicie, depinde de nivelul vostru de angajament actual. Cumva e posibil ca în viitor să vină un angajament serios, dar pe trepte așa, urcând ușor, ușor înspre ceea ce înseamnă angajament serios. De ce hierofantul? Poate fi și căsnicie, de ce nu? De ce hierofantul? Ok. Șase de bâte. Succes, victorie, reușită. Un ciclu, un capitol încheiat cu succes. Lumea este a voastră. Poate se poate să ai de a face cu un semn fix, Taur, Scorpion, Leu, Vărsător, dar lumea este a voastră. De ce șase de bâte și hierofantul în viitorul posibil între tine și această persoană? Roata norocului. Norocul este de partea voastră. Și asul de cupe. Foarte frumos pentru tine, gemeni. Și n-ar trebui să mă surprindă atât de mult, pentru că tu ai Jupiter, planeta expansiunii, marele benefic în zodia ta. E o perioadă de care, și uite, Jupiter, cartea lui Jupiter, iarăși aici. E o perioadă de care e bine să profiți la maxim și să te bucuri de această, să intri în expansiune în direcția a tot ceea ce e bun pentru tine. Pentru că te paște norocul. Ok? Da, cred că ar trebui să adaug și în titlu. Ok. Am uitat să extrag sfatul pentru tine, deși nu știu dacă mai e necesar. Care este sfatul pentru tine? Sfatul pentru tine. Uite că îl avem aici. Ego. Aceasta reprezintă cartea moartea și șapte de cupe. Cred că ai și opțiuni tu. De ce această carte în sfatul pentru tine? Care este sfatul pentru... Nu. Nu e moartea, e diavolul. Eliberare. Să te eliberezi de ego. Și o fază, un capitol din viața ta se încheie cu această carte, uite, moartea și diavolul. Pui punct la ceea ce înseamnă toxicitate pentru tine și nu mai vrei să te implici în ceva ce nu îți aduce stabilitate. O legătură de suflete gemene aici, să știi. Dragul meu, văd patru de bâte a doua oară. Ok, dragilor, dacă ați rezonat cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului. Eu vă mai aștept aici cu mare drag.
Pentru citiri personale îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail sau pe WhatsApp. Găsiți detalii în descrierea acestui videoclip. Vă îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!